Deci, în primul rând, această cerință din partea procurorului cu 19 ani de închisoare și confiscarea averii, eu consider că este o rușine pentru întreaga țară, pentru că un astfel de dosar, unde lipsesc probe, unde Vlad Filat îi sunt încălcate drepturile și libertățile, este umilit. Nu poți să vii, nu trebuie să-ți permită bunul simț să vii în judecată și să ceri 19 ani de închisoare. Deci este total detașat, din punct de vedere omenesc.